Înțeleg că, înțeleg că e și o continuare. Bună dimineața! Mai e o continuare la snoava asta cu steliștii, nu? Da, am mai spus-o. Da. Vrei tu să mai spun o dată? Continuarea e că după un timp s-au întors steliștii la aceeași piesă de teatru și au avut o altă întrebare. Neavali, de ce nu joacă titularii? Nu, era așa. Era al doilea spectacol în care am jucat eu și Bănel a zis: bun, când îl mai vedem pe Nea Mihai? Și la a treia piesă nu jucam eu. Și atunci el a zis: Breda, titularii nu joacă. Reconstituirea unei vieți. Asta este fotografia omului ce stă pe canapea. Poate cea mai cunoscută fotografie a lui George Mihăiță este asta. Din Reconstituirea, din primul meu film, Reconstituirea. Votat de critici ca cel mai bun film românesc din toate timpurile. Da. Dar să nu vorbim de primul meu film, să vorbim de ultimul meu film, care are premiera în seara asta, Moromeții 2, în regia lui Stere Gulea, unde rolul principal îl joacă aici cu Simona și avem un bodyguard în spate, Horațiu. Un alt elismen, da. Deci vorbeam de aici cu Lucian Pintilie, Ileana Popovici și Vladimir Găitan, Tamara Buciuceanu. Amintiri extraordinare. Uneori, citind cartea, nici mie nu-mi vine să cred că te-am putut să realizez la viața mea. Nu e moment când trageți linie, când spuneți: dom'le, gata, vreau să scriu ce s-a întâmplat. Din contră, mi se pare că e... Nu, dar aveam atât de multe de spus încât m-am gândit să scot o primă carte acum la o cifră rotundă, 70, și mi se părea firesc. Vorbeam de Moromeții 2 a lui Stere Gulea. Cel mai așteptat film. Cel mai așteptat film. Iată, s-a vândut sala Palatului toată. Eu am cerut două locuri în plus și nu mai erau. Și în seara asta are loc premiera. Dar eu merg întâi la alt eveniment. Astăzi începe un festival, Festivalul Dramaturgilor Români Contemporani la Teatru Dramaturgilor Români, cu care Teatru de Comedie are relații foarte bune, de asemenea și cu Muzeul de Istorie. Și există a doua ediție a acestui festival. Vin piese din țară și din București și noi, Teatru de Comedie, Teatru Mic, care premieră astăzi, va avea săptămâna asta premieră la Teatrul Dramaturgilor. Mai e prezent Marcel Iureș cu Teatrul Lact. E o bucurie. Eu totdeauna m-am simțit foarte bine în piesele românești. Am câștigat și premii cu piesele românești. Iată, chiar acum joc în Breaking News. Asta e întâlnirea cu Michael Jackson de la Cotroceni, când a venit el în București. Spuneam că m-am simțit foarte bine în piesele românești. Chiar acum joc într-o piesă, Breaking News, după ultima oră, lui Mihail Sebastian. Chiar o avem în acest festival al dramaturgilor români contemporani. O jucăm sâmbătă. Și există și o secție, un concurs de texte românești, așa cum există și la Festivalul Comediei Românești, pe care îl găzduim noi, Teatru de Comedie. Pentru noi, pentru lumea noastră, lumea teatrului, e o bucurie și acest festival că există. Sunt super energic. Mă gândeam așa la planul unei săptămâni și sunt dat peste cap, sunt de busola totală. Aveți multe, foarte multe de făcut. Și acum urmă o întrebare. Lumea, ce vă motivează? Adică, păi ce mă motivează? Atâta vreme dimineața, cât... la prima oră vă trezesc. Vai de mine, dar mă trezesc și la 5 dimineața și la 6 când am de citit câte o piesă. Ce să mă motiveze? Asta e respirația mea. Asta e ritmul fără Asta e ritmul. Care nu... Respirație teatrală, cinematografică, n-ai încotro. Te duci la orice oră ești chemat. De exemplu, duminică voi fi la Iași, la Ateneul din Iași, duminică seara la ora 19, voi lansa cartea Mihăiță, Reconstituirea unei vieți, și într-un one-man show, o întâlnire cu ieșenii. Ați avut... Bănuiesc că au existat momente când a zis: gata, mi-ajunge, nu mai pot. Da, până aici. Da. Saturația aia pe care orice unde creație zici, trebuie să aibă. Într-adevăr, cum ați remontat? Trebuie să forțezi nota. Trebuie să te gândești: bun, e ușor să renunți. Dar mai ai atâtea de spus, mai poți spune foarte multe lucruri. Și atunci zici: trebuie să mă remontez, să mă reinventez și...
atunci vei putea să treci peste niște lucruri și să găsești chiar resorturi noi pentru tine ca om. V-ați despărțit de foarte mulți prieteni dragi, oameni care v-au marcat viața și copilăria. La începutul cărții am prins câteva pagini despre Toma Caragiu, despre amuletele pe care vi le lăsa, despre... Este extraordinar. Deci eu eram la școala de muzică în Ploiești, în clasa a șasea, și eram la flaut și nu se lega deloc flautul cu mine, trebuia să mă întorc la Moren. Și cu o seară înainte să mă întorc am ajuns la teatru din Ploiești, unde se juca spectacolul de Pretorio Vincenzo. Și la sfârșit am dat mâna cu Toma Caragiu. Dom'le, momentul ăla mie mi-a pătruns în suflet și am rămas cu el. Și m-a urmărit imaginea lui Caragiu sub diverse forme în cursul vieții mele. Spre exemplu, acum câțiva ani îmi dă Horațiu Mălăele, zice, păstrează cadou fluierul ăsta. Cu ăsta a jucat Toma Caragiu în De Pretore Vincenzo. Cel pe care l-ați văzut? Cel pe care l-am văzut când eram în clasa a șasea. Nu spun că eu joc primarul revizorul, uh-huh, pe care fabulos îl juca Toma Caragiu. Bărulețul meu la universitate se află pe strada Toma Caragiu. Uh-huh. Păi despre ce vorbim noi aici, domnule? Vorba piesei pe care o joc la Teatrul Act cu Marcel Iureș. Acest volum te rog să îl oferi Flaviei. O să prindă și dumneavoastră, dar să ne lăsați și niște cuvinte, așa să nu fie chiar o reconstituire fără autograf. Mihăiță, reconstituirea unei vieți se lansează, iată, și duminică la Iași. Până atunci, cel mai așteptat film al ultimilor ani are premiera în București cu sala Palatului plină. Abia aștept să... Va mai avea, culmea, are 3 premiere. 3? Da, la City Mall după aceea, pe 8 și pe 14 la Cinema Pro. Iar pe 12 suntem la Timișoara cu el. Începe un tur, evident. S-a investit mult în filmul ăsta, iar comunicarea a fost una excepțională. Nu știu exact cine sunt cei ce s-au ocupat, dar România este plină de fotografii cu mari actori ce joacă în Moromeții 2, poate cel mai citat film după BD-uri din România. Mulțumim încă o dată, George Mihăiță, de vizită la teatrului sau la lansări de carte sau, iată, în platoul de la Neața Loboscu.